Slăvit să fie Domnul! Să te asculte Domnul dimineața, când pe genunchi, în rugă te cobori, iubirea Lui să-ți lumineze fața și în cozi să-ți ocrotească viața. Să te asculte Domnul dimineața, din Sfântul Său locaș, mai sus de noi. Să te asculte Domnul la amiază, când te gândești la El pentru un moment, chiar dacă munca se accentuează, iar valul de probleme nu încetează, să te asculte Domnul la amiază și în Duhul tău să-L simți mereu prezent. Să te asculte Domnul peste rate, când vii după un timp istoritor, să-i mulțumești de har și bunătate, că te-a trecut cu bine peste toate. Să te asculte Domnul peste rate, simțindu-L pe deplin cu al Său fior. Să te asculte Domnul toi de noapte, când te ridici din pat ca să-I vorbești, cerându-I Tatălui Ceresc în șoapte să-ți ierte multe gânduri, vorbe, fapte. Să te asculte Domnul toi de noapte și a lui dorit răspuns tu să-L primești. Să te asculte Domnul întotdeauna, în orice zi, oriunde ai fi dus, iar de urmezi și mulțumești într-una, cu siguranță vei primi cununa și acel ce te ascultase totdeauna te va primi în slava Lui de sus. Amin.